Energia și-a luat revanșa cu vârf și îndesat pentru înfrângerea usturătoare din tur de la Târgul Mureș. Băieții lui Evans și Răuț au transpirat însă serios pentru victorie. Trei sferturi din meci, mureșenii au ținut la respect și nu i-au lăsat să se apropie la mai puțin de 10 puncte. Deși cu 10 minute înainte de final aveau 15 puncte de recuperat, gorjenii au revenit mai ceva ca pasărea Phoenix. Lupul Savei și-a intrat în mână la rulecările de 3 puncte și Energia s-a impus în final cu 79-74. Nu ne-am gândit că o să fie chiar atât de greu, dar cum am mai zis, au început foarte greu și ușor ne-am pierdut încrederea noi, după care ușor ne-am revenit. Ca să rămânem play-off, trebuia să câștigăm meciul ăsta, deci suntem în cărță. Dacă îl pierdeam, scădeau categoric. Evans și compania răsuflă ușurați după ce le-a trecut glonțul pe la ureche. În cazul unei înfrângeri își puteau lua adio de la un loc în play-off. Din păcate nu ne-am concentrat, setul 3-4, băieții când au văzut că avem plus 16 puncte au lăsat puțin din apărare. This win was huge because it keeps us alive and we still got a chance. Este o victorie importantă deoarece ne încă menține în viață, suntem agățați acolo. Dacă nu am fi câștigat, cu siguranță nu am fi avut nicio șansă la play-off. Cel mai bun om al Energiei a fost Luis Darby, autor a 21 de puncte. În urma acestui succes, Energia se agață de ultimul loc de play-off la egalitate cu Timișoara, Mureș și Otopeni și la un singur punct în fața Stelei. Până la finele sezonului regulat au mai rămas 7 puncte.